Debut de succes la Zilele Portului Popular Vrâncean. Evenimentul dedicat artei cusutului din Franța a strâns încă din prima zi sute de vizitatori pasionați, dar și curioși. Expoziția are loc la Muzeul Vrancea din Focșani. Cei care nu vor să rateze ocazia de a vedea costume populare autentice și colecția de catrințe prezentată în premieră pot ajunge până mâine inclusiv. Tema ediției din acest an o reprezintă catrința. Muzeul Vrancei deține una dintre cele mai bogate colecții de costume populare din România, iar evenimentul de anul acesta aduce în premieră exemplare necunoscute marelui public. Suntem aici grupul Șezătoare Basarabia, fetele din Șezătoare Basarabia, care facem de pânză modelele vechi a ornamentelor românești din partea Moldovei. Și mă simt foarte bine. De ce? Parcă îmi dă mai mult curaj, îmi dă mai mult respectul și dragostea față de portul popular, față de tradițiile noastre românești. Asta e foarte bine. Ceea ce caracterizează un om, un român care își iubește țara și portul și obiceiul. Încă de la primele ore ale dimineții, încăperea a fost plină de iubitori ai tradițiilor românești, care au venit să viziteze această expoziție pentru a se convinge de genialitatea țăranului român, de rafinamentul de care dădeau dovadă femeile din lumea satului, care ziua trudeau la muncile grele, iar seara târziu, la lumina lumânării sau a lămpii cu gaz, transformau cămășile și catrințele în adevărate veșminte regale. La ediția a patra avem specialiști și pasionați de etnografie și folclor din toate zonele mari etnografice ale României, atât din Transilvania, cât și din țara românească, dar în mod special din Republica Moldova. Focșaniu este capitala spirituală a României. Inițiată în 2021 ca un omagiu adus autenticității și identității românești de la curbura Carpaților, zilele Portului Popular Vrâncean sunt singurele momente din an când atât localnicii cât și turiștii au ocazia să vadă și să afle mai multe despre istoria Portului Popular. Această doamnă a venit de la Constanța pentru a participa la eveniment. Și cos. Tot ce avem pe noi este cusut, nu e ceva mai vechi. Fii cu drag la Vrancea să vedem și noi expoziția. Mă simt foarte bine și foarte mândră. Eu port costum popular vănățean, foarte din zona mea, Caraș-Severin, Banatul de Mândră. Este identitatea poporului nostru. Este... Nu pot să exprim în cuvinte. În momentul în care îmbraci un costum popular, te simți altfel. Mai curat, mai pur, mai frumos. Portul popular românesc, tradițiile românești se păstrează și asta este un lucru nemaipomenit. La mulți ani, Portul Popular!